Cernavodă de se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare. Primul lucru pe care l-am văzut sunt luminițele montate pe sediul primăriei, dar toată această piațetă va fi una care se va transforma într-o scenă de iarnă. Ce le pregătiți cernavodenilor? Ca în ultimii 2 ani pe care i-am petrecut împreună din 2016 și anul acesta va fi un an plin de bucurie, plin de lumină. Practic, știți, în momentul în care constați că ți este bine, la anul vrei să-ți fie și mai bine, și mai bine. Și este și normal anul acesta să fie ceva mai bine față de... Ce puteți să faceți mai bine decât anul trecut? Păi, în primul rând, cum probabil toată lumea se așteaptă, o să predomine culoarea roșu, galben și albastru, cum ar fi și normal. Suntem în centenar. Anul acesta intenționăm patinoarul pe care anul trecut l-am adus pe data de 6 decembrie, cred că i-am dat drumul. Anul acesta ne dorim pe data de 1 decembrie să fie deja funcțional. Patinoarul va fi montat sub cupolă, asta ne dorim. Și va fi o surpriză frumoasă, pentru că în realitate vom avea, de fapt, un ansamblu de căsuțe, scenă, patinoar. Va fi cupola pe care, bine, o cunoaștem de 2 ani de zile, pe care încercăm totuși să-i dăm așa o tentă de tricolor. Vedem. Și, bineînțeles, iluminatul festiv, care va fi din nou în tot orașul și sperăm să fie mai frumos ca în anii anteriori. Și să nu uitați că în fiecare an am avut artificii frumoase. Anul acesta vom avea o surpriză, pentru că vor fi alte tipuri de artificii. Mai puternice, mai interesante. Mai interesante, mai puternice, cum v-am spus, de la an la an trebuie să ne perfecționăm. Primăria va îmbrăca straie tricolore cu ocazia centenarului. Da, după cum vedeți, suntem în roșu, galben și albastru, suntem deja la început. Dorim pe 1 decembrie să inaugurăm iluminatul festiv pentru 2018-2019. Le pregătiți și niște porții de mâncare, tradițional românești, oamenilor. Bineînțeles, tradiționale românești, fasole. Sper să fie cârnați, dacă nu costiță, nu știu. Sper să fie cârnați. Și vinul fiert. Oamenii care vin aici, ne spuneți înainte de interviu, vin și din alte localități. Se bucură de toate aceste lucruri care poate în localitățile mai sărace din jur nu se găsesc. Spuneați de patinoar, de exemplu. Ce reacție ați primit de la cei care au venit aici în anii trecuți? Cetățenii din Cernavodă, o parte din ei spun că Cernavodă practic este o comună mai mare. De ce spun asta? Noi ne cunoaștem. Noi suntem aici de o viață, marea majoritate, și am crescut împreună. Vedeți, dumneavoastră, suntem unii dintre noi cu posibilități reduse. Mulți spun, de ce faceți risipă de buget pentru iluminat și pentru patinoar? Ei, vedeți, dumneavoastră, marea majoritate acestor cetățeni nu își permit să meargă în alte localități, motiv pentru care trebuie să vină întâmpinarea lor. Sunt copii care își doresc să patineze, copii care își doresc să vadă pe străduța lor, pe stâlpul lor iluminat, să vadă... Acum vreo 2 ani de zile a venit o mămică și plângea copilașul, practic, a venit cu copilașul spunând că pe stradă la ea, acolo în fața geamului, nu există o ghirlandă pe stâlp. E, vă dați seama, este impresionant să vină să-ți spună un copilaș cu mămica de mână că el nu are, el când se uită pe geam nu vede. E, vă dați seama că n-am făcut altceva decât să-i rug pe cei care au montat, dumne, duceți acolo și puneți o ghirlandă pentru copilul acela. Este frumos. Este frumos și impresionant. Motiv pentru care noi trebuie de la an la an să venim cu lucruri mult mai frumoase, pentru că deja cred că devenim mai pretențioși. Și este și normal să ne dorim mai mult. Oamenii atunci când văd lucruri bune și frumoase vor mai mult. Până când vor ține toate acestea? Le țineți și până în ianuarie? Până când vor fi, eu știu, patinoarul și toate astea deschise? Patinoarul va fi până pe 15 ianuarie, dar cetățeanul, dacă își dorește, noi avem această posibilitate să-l mai prelungim cu încă 2 săptămâni. Și la fel iluminatul festiv, în mod normal, el trebuie să stea până la sfârșitul lunii ianuarie sau între 15, dar vedem asta, el se demontează mai greu. Așa că el este plătit pe o bucată de vreme, dar mai rămâne o săptămână, două, pentru că nu au posibilitatea tehnică să vină să-l adună de pe stradă. Și atunci el rămâne în continuare, că asta e. Îmi spuneați că și cei care vor să se bucure de minunea Crăciunului vor avea parte de un loc special pregătit pentru ei, o zonă în care veți pregăti acea scenă a nașterii Mântuitorului. Și anul trecut am avut acea scenă, este în parc lângă primărie, anul acesta va fi montată probabil acea scenă în același loc, probabil, sau pentru că este o scenă foarte frumoasă.
ne-am mândrit anul trecut cu ea și avem, și avem un feedback, un feedback bun. Chiar ne-au întrebat cetățenii dacă acea scenă va mai fi. Va mai fi, pentru că acea ne aparține, acele figurine aparțin UAT-ului. Deci ele vor fi în fiecare an puse, probabil în diverse locuri. Și la final aș vrea să le, eu știu, dați un argument celor care spun că primăria cheltuiește bani pentru asemenea lucruri. Toate lucrurile sunt făcute pentru a bucura ochiul omului. Mai mult decât atât, nu sunt bani investiți în ele pentru a le cumpăra, ci cheltuiți mult mai puțin pentru că le închiriați. Dar peste tot în lume se închiriază. În realitate nu poți să-ți permiți să cumperi ghirlandele. De ce? În primul rând, le cumperi, investești, în al doilea rând, nu ai mentenanță. Pe urmă, dacă cumva se strică în timpul în când ele funcționează, nu poți să-ți permiți să le înlocuiești. După care intervine depozitarea lor și constați că, în realitate, jumătate din ele sunt stricate și când ajungi să le montezi anul viitor, mai funcționează un sfert. Și să cumpere altele. Și trebuie să cumpere altele și, în realitate, nu faci nimic. Și riști să ai decât o treime din ele funcționale și, în realitate, bucuri ochiul mai puțin, pentru că vei vedea aceleași lumini, mai puține ca și număr, ca și cantitate, și nu este o investiție. Practic, nu se face așa ceva. În toată lumea, ele se închiriază, sunt firme specializate care vin cu mentenanță, dacă asta nu funcționează, el este obligat să vină mâine să ți le repare, eventual să le înlocuiască, și această posibilitate, această modalitate de închiriere îți dă și posibilitatea ca de la an la an să vii cu ceva nou și cu ceva spectaculos, pentru că nu poți, la un moment dat te plictisești. Pe 1 decembrie, cum bine știți, toți sărbătorim centenarul Marii Uniri. Cernavodienii Vodine sunt invitați să vină alături de noi, alături de OAT. De fapt, vom fi împreună, va fi un spectacol de lumini, va fi un spectacol la final de artificii, la 7:30, de fapt 19:30, vom avea un spectacol liric în Casa de Cultură, vom avea fasole cu, nu știu, cârnați sau ciolani, și va fi o zi plină, o zi plină. Patinoarul va fi, sperăm, dacă ne permite vremea, să fie și funcțional, va fi o animație perfectă. Și din câte știu, se întâlnim ca de sâmbătă? Da. Perfect. Vă așteptăm. Acum noi vom ajusta înălțimea ornamentului care se află pe aceste catarce. Vrem să le ajustăm. Câte, eu știu, în toată lucrarea, câte luminițe aveți? În ce a constat toată lucrarea? Montați pe sediul primăriei, în primul rând? Pe sediul primăriei avem parcul central și străzile din oraș. Avem anumite decorațiuni care se vor monta. Sunt luminițe de mai multe culori. Pe sediul primăriei avem tricolorul, de exemplu. Da, deci pe fiecare stradă va fi montată decorațiuni diferite. Da. Cam cât durează toată lucrarea? Noi estimăm că pe data din 1 decembrie să facem inaugurarea instalațiilor. Am înțeles. Dificultatea, am văzut că lucrează la înălțime, cum e o dificultate medie, mai grea, cum este? Fiind faptul că avem experiență în de a lucra la înălțime, ne descurcăm. Da. Câți oameni ați avut în echipă aici? Acum, momentan, suntem 4 și în curând trebuie să asociască și ceilalți colegi.